Bună ziua, bună vreme, bine v-am găsit, dragi oameni buni! E, dacă ghiciți dumneavoastră acum unde suntem, o să ziceți că suntem la mare, nu? Suntem la mare bucurie, dar nu la Marea Neagră, avem noi mările noastre. Suntem în orașul Beclean. Becleanul de Bistrița Năsăud, sau cei care mai mergeți cu trenul, nu știu dacă mai avem CFR-ul, dar am văzut că mai este, Becleanul pe Someș. Aici, lângă Beclean, într-o localitatea Figa, sunt renumitele băi. Aici suntem și noi. Azi, prin noi, se deschid oficial, practic. Ieri a început prima zi, dar acum, dacă am venit noi, am zis că azi facem deschiderea oficială, să știe tot românul că poate veni la băi. Lângă mine este primarul orașului Beclean, domnul inginer Nicolae Moldovan. Bine ne-ai primit! Bine ați venit la Beclean! Ce aplaudă, Europa! Ansamblu Case de Cultură Orășinești. Ansamblu Beclean. Primăriei, cum ar veni așa? Așa ceva. Domnule, un pic mai sus microfonul, așa. Bun. De când sunteți primar? Din 2000. Din 2000? Din 2000. Deci 22 de ani. Așa ceva. Și ca centimetri mult, să știți, 22. Da. Da. 22 de ani, ziceți. Mult. Asta e mandatul cât ar vin? Al șaselea, al cincilea? Cât? Exact, al șaselea. Al șaselea mandat. Felicitări. Hai tăi, ca să ne verificăm noi legăturile, să vedem dacă merg telefoanele. Luăm telefoane, luăm dedicații, dragi oameni buni. Hai să vedem dacă nu s-o plictisit, dacă s-o plictisit, după cum l-am auzit, merg. Deci e important asta. Deci din 2000, da. 22 de ani de primărie aveți. Da. În funcție de cum cetățenii acestei frumoase comunități aleg. Era să zic cum i-a sfântat, dar după o să demonstrăm că n-a fost. În funcție de cum aleg cetățenii localității. Hai să vedem dacă merg telefoanele. Bine? Alo? Perfect. Alo? Bună ziua, domnul Vaida. Bună ziua, domn primar. Bună ziua. Ziceți că vă ascult. La Sighetul Marmației. Da, George, zi! Fac niște dedicații, domnul Vaida. No. Pentru fica mea pe data de 3 și pentru bârile au avut ziua de naștere, ieri sora mea, Florica din Ialomița, și azi fica prietenului meu, Petrica Argălean, Claudia. Bine pentru... că n-ai zis soția prietenului meu, că noi așa știam, știi că e. Nu, fica prietenului meu, Argălean, Petrica din Baia Mare. Așa. Ziua de naștere, azi. Bine, pentru Imi din Reșița și pentru Ramona din Aghireș și pentru doi tineri să se căsătoresc. Andreea și Cuto și cu Marius. Foarte bine, să le dea Dumnezeu. Multă sănătate și o casă de piatră și dumneavoastră. Așa. Multă sănătate și... Și să vie în luna de miere aici la Figa, că se poartă, haideți. Așa, îi trămetem acolo, da, bine. Da. Te-am pupat. Apoi, atunci să vedem dacă ne merge și cu ansamblu. Oameni buni, o să deschidem momentele artistice cu grupul vocal Someșul al Casei Orășenești de Cultură de aici din Beclean. Hai să aplaudăm! Oameni faci
asta e raiul cu flori, la 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 la, cu fece și cu fișor, la 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 la. Hai din și gaun de pleduț, hai din colteau până măluț, faini jocul, faini plaiul, la 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 la, din străbuni am luat plaiul, la 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 la, faini jocul, faini plaiul, la 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 la, din străbuni am luat plaiul, la 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 la, și l-om duce mai departe, la 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 la, să răsune peste sate, la la la, om juca și om muri, la 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 la, până soarea străluși, la la la. Bine, mă, mulțumim! Eh, iată! A, păi stai așa, domnule, să mă fac băiat isteț, dacă tot am venit la Beclean. Am figură de sărar, autentic, domnul primar, nu? Bine ați venit! Așa. Ce era aici? Da, în urmă cu 12 ani aici, putem să spunem că nu era doar niște ape sărate și aproape nimic. Sigur, erau bivolii care se scăldau aici. Mai baltă, nu se scăldau în piscinele de aici, că nu erau. Piscină, da. Dar încet încet am reușit prin atragerea de fonduri europene. Aproape 100% aici este o investiție cu fonduri europene. Aici în jos cam cât a costat? Că acum am văzut că de 5 ani am mai făcut o. Da, de încă fapt, o locație, două, da. Două exact. Stațiuni într-una. Aici, sigur, investiția publică, undeva la aproape 5 milioane de euro, fără să ținem cont, sigur, și de investiția privată, care are o componentă destul de importantă în tot ce înseamnă locații de cazare și alte facilități turistice. Și dincolo, acolo, clădirile. Acum le vom da în funcțiune cât de repede, anul acesta, 2022. Acolo avem o clădire, sau două clădiri, să zicem așa, prin fonduri europene, cu funcțiuni gratuite pentru anumite categorii sociale. Vor putea veni, da, în stațiune, la un standard înalt de calitate, gratis, cum auziți, da, gratuit. În Gal Ținutul Aiducilor suntem 18 primării care pot să, prin niște fișe bine stabilite, pot să dea beneficiarii acestor centre. Centru recreativ, pot să vină, sigur, există și posibilitatea să vină și oameni din alte părți care, sigur, vor plăti o taxă modică. Dar auziți, deci ăla e mai bun, că ăla vă asigură funcționarea întreg anul, nu? Exact, exact. Și nu numai în extra sezon, va funcționa în tot timpul anului. Ultimul răgnet, sigur, acolo. Poate că o zi, două pentru întreținere sau pentru unele igienizări. Dacă păi dacă aici e iarna, nu puteți toamna aici afară. Da, aveam această problemă că deci, astăzi și până undeva în septembrie, 15, maxim 20 septembrie, funcționau toată baza afară și era o întrerupere, mai ales că foarte mulți au oferă deja posibilități de înalt standard de cazare și ca să devină profitabilă o investiție în cazare, trebuie să o ai disponibilă și tot anul. Clădirile alea cam cât costă are? Clădirile cele sunt, adică, fiind două proiecte, fiecare proiect are peste 5 milioane de euro. Deci undeva la 11 milioane de euro investiție prin fonduri europene. Doamna, este vreun fond european pe care nu l-ați accesat? Toate axele care au fost disponibile pentru comunități de nivel orașului Beclean în perioada 2014-2020 au fost accesate de primăria orașului Beclean. Toate axele. N-ați iertat nimic. Niciun hai proiect. Să nu iertăm deci, nici noi un undeva telefon. La 10, peste 10 proiecte europene sunt accesate și în derulare. Unele s-au finalizat, unele le finalizăm anul acesta în 2022, altele vor continua și în 2023 să le finalizăm. Să vedem cine e la telefon. Hai. Alo! Alo, bună ziua, domnul Vaida. Adriana din Cristul, Hunedoara sunt. Hunedoara! În primul rând doresc să vă urez multă, multă sănătate dumneavoastră, invitatului dumneavoastră. În al doilea rând aș dori să urez un sincer și căzuros la mulți ani pentru dumneavoastră, care în data de 2 v-ați servat ziua de naștere, multă, multă sănătate.
pentru Alex și Raisa și nu în ultimul rând pentru Flavius, cu ocazia zilei de naștere, un simplu și călduros la mulți ani tuturor și multă, multă sănătate și pentru fiica domnului Gheorghe din Sighet. Mulțumim! Pentru mine că binecuvântată și numai bine. La revedere! Acum să spun drept, noi suntem invitați aici, dânsul nu e invitat. Noi suntem invitații dumneavoastră și vă mulțumim că ne-ați invitat. Vă mulțumim! Dar mai am o întrebare. Cam așa în zile, cam care e media de oameni care vine aici? Deci sigur că acum până când începe, reușim da? Să promovăm cam deschis, în general există o medie de 2.000-3.000 de turiști pe zi? Care, pe zi, în fiecare zi, într-un sezon care v-am zis că e de 3 luni maxim, avem undeva la 200.000 de turiști care vizitează această stațiune. Vârful care? Vârful, sigur, am avut zile și de 10.000 de turiști într-o singură zi. Dar acum am văzut, sigur, că am avut 2 ani de pandemie, am funcționat respectând acele reguli foarte stricte, au avut grijă toate autoritățile să le respectăm și noi le-am respectat. Și în pandemie am avut un vârf de 5.000-6.000 de turiști, în general duminica sau sâmbătă, să zicem așa. Bun, oameni buni, păi n-am venit cu mâna goală cum merge românul la moare. Ascultați noastră radio și era diligența de Bizanț și o făcea, și o face, un bun prieten al nostru cu rădăcinea și după casă de Beclean. Domnule, să-l aplaudăm, cântă Florin Săsărman. Ieși afară de mă vezi, Leliță cu ochii verzi, ieși afară de mă vezi, ieși afară la portiță, demn de apă și guriță, ieși afară la portiță, demn de apă și guriță. Ieși afară până la poartă, te vezi dorul cum mă poartă. Ieși afară până la poartă, te vezi dorul cum mă poartă. Soartă. Mă poartă din poartă în poartă ca fiul un bătut de soartă. Mă poartă din loc în loc ca fiul un fără de noroc. Mă poartă din loc în loc ca fiul un fără de noroc. Mulțumim, Floride! Eh, domn primar, tațcă, da! Vă ascult, vreți să mă întrebați noastră ceva pe mine acum? Să vă întreb? Da! De unde l-am scos?
Da, ce, de la dumneavoastră, de aproape. Da. Domn primar, de 5 ani când n-am mai fost noi pe aici, cu ce vă lăudați așa cele mai? Eu am văzut ieri, oameni buni, în stilul meu clasic, m-a purtat, ieri după masă am umblat, cât alții au fost în altă parte, noi doi am mărți și am văzut ce s-a făcut în Beclean. Ziceți-vă 3-4, da, am cel mai important punct, am arătat Casa de Cultură pentru acești minunați dansatori, fiindcă foarte faină, domn. Până acum am avut o clădire destul de improvizată, dar vor avea un centru de înalt standard european. Cam tot așa, tot anul acesta. Cât de repede o să vă anunțăm că o să facem niște spectacole. După toate regulile, filarmonica poate să vină aici, liniștit. Dar mai mult decât atât, avem și pe directorul Spitalului Roșenesc aici și am reușit să modernizăm ambulatoriul din temelii, să spunem așa, dar cea mai mare realizare și cel mai așteptat, să zic, obiectiv, este că am început la varianta ocolitoare a orașului Beclean. Centura ocolitoare, într-un parteneriat cu Ministerul Transporturilor, și deja ați văzut că am dat startul acestor lucrări. Care e foarte important. Și asta când se gata? Anul viitor, undeva până în decembrie, noi ne-am luat un angajament mult mai repede, undeva în octombrie, dar sper să nu depășim termenul autorizației. Stați să vă întreb eu. Aici este apă, vorba aia, câtă vreți. Au bazin de nod. Domnule, la când ați început? Bazinul de nod s-a terminat, sigur, investiția de mult deja. Ați văzut că e utilizat, îl folosim cu multă bucurie. Da. Bazin de nod. Da, municipiile în general. Da. Da. Și de ce Beclean e municipiu? Nu. Ah, noroc. Nu. Orașul Beclean încă nu e municipiu. Au scăpat niște oameni cu impozite mai mici. Exact. Bun. Dă-mi un telefon, Bubule, și după aia să vedeți. Mariana, ești acasă? Foarte bine. Alo? Da, Doamne ajută, domnul Vaida, Teodor, de la Târgu Mureș. Da, domnul Teodor. Doamne ajută, vă salut. Da, doamne, mă bucur că văd băile de la Africa. Băi, Hristos s-a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Da. Așa, ca să, dacă tot mai, opa, stai că îmi cade părul, sub pălărie. Nu vă cade, că nu mai cade, că nu, da. Cred că nu mai aveți nici. Ce a avut de dus, a dus, da. Așa, și noi avem o figură mai micuță ca să deschizi ieri la Ideciu de jos. Am fost acolo festival. Așa, și m-aș bucura ca în anii următori să poată deschide și băile de la Javelita care au fost prăpădite și părătite. Acum i-ați făcut geloși pe aia. Normal, dar sper să-și revină așa în ochii de aici, acum atât de vată. Să revină. Dar sperăm să revină și la ei, deci eu acum... Bine, băi, acum... Viu, dar aștept până să aveți un sfert din cei de aici, bine? Așa. Da, sigur, normal, sigur. No, da. Doamne ajută și... Mulțumim de telefon. Binecuvântată. Da. Numai bine. Asemenea și oameni buni, directoarea, cine e directoarea Casei de Cultură, domn primar? Doamna Mariana... Harosa. Măritată moldovan. Așa, bun. Bun. Și avem mulți moldoveni în pisița Năsăun. Dar auziți, întreb eu, rămâne tot directoare? Că atenție, acum îl pun bine. Rămâne directoare și dacă la clădirea nouă. Dacă va alege să funcționeze la programul care va fi pentru nou centru, cum să nu, dar oricum, doamna Mariana Rosa face... această misiune de foarte mulți ani, a preluat-o de la tăticul ei, care este un cetățean de onoare a orașului, și acești minunați copii, și nu numai, generații, eu cred că zeci de generații știu eu de când sunt primar, a reușit să-i mobilizeze să avem acest frumos ansamblu. Ei, și atunci, după atâta laudă, haide să o aplaudăm. Cântă Mariana Harosa Moldovan! Când îi vara la săpat, la 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 la, nu le poți scula din pat, la 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 la. În încalță un cișor, măi, sorile la frunzeșor, la 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 la. Ele-și bat cișorile
Ucraina. Frunză verde de lămâie, la 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 la, morvâdile de mânie, la 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 la, morvâdile de mânie, la 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 la, că bădița mi drag mie, la 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 la. Pot muri de of și dor mai, că badea nașii a lor mai, la 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 la. Pot muri și pot peri mai, bădița te mai iubi mai, la 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 la. Bine, Mariana, mulțumesc! Împrăștie copiii pe acolo! Oameni buni! A vorbit de Mariana și vorbea de copii. Uite, o doamnă profesoară este invitata noastră astăzi aici, invitata domnului primar. A fost inspector general al învățământului din Bistrița Năsăut. Acum este vicepreședinta Consiliului Județean. Am zis bine? Da. Doamna Camelia Tabără. Așa. De cât timp sunteți vicepreședinte? De când s-a schimbat? De un an și jumătate. La ultimele alegeri, domnul Moldovan, Emil Radu Moldovan, a fost reales și eu am devenit vicepreședintă. Câți vice sunteți? Doi vicepreședinți. Dumneavoastră suntem. De ce răspunde? De clar, de cultură, de învățământ? Eu răspund de zona de învățământ, de serviciile sociale, de ADI-uri. De pământ, de unde sunteți? Mama mea este din Maieru și tatăl meu este din Bârgău. Sunt bistrițeancă de aici, a județului. Mici, da, sunt foarte. De a județului. Și măritată unde sunt? Și măritată în Bistrița. Soțul meu este din comuna Liviu Rebreanu, deci și suntem bistrițeni. Da. Auziți, ce vă rog eu frumos? Criticați-l sau lăudați-l pe domnul primar și orașul Beclean. Da, da. Am venit cu multă bucurie la inaugurarea noului sezon de la Băile Figa, mai ales că suntem după 2 ani traumatizanți de tot felul de restricții, de spaime, de nelinii și de o lume anormală. Sperăm să ne revenim încet, încet. Am venit să aduc salutul Consiliului Județean a domnului președinte Emil Radu Moldovan pentru unul din primarii de care suntem foarte mândri. Putem spune că e un primar de 5 stele și o să argumentez de ce. Domnul Nicolae Moldovan este excepțional. În primul rând că a demonstrat că dacă ai o strategie pentru care ai consecvență și pe care o construiești și o implementezi an de an în timp, lucrurile se văd și o chestiune care părea un vis, poate chiar o fată Morgana, aproape irealizabil în zonă. Cei care știu bine zona spun că aici pășteau bivolii și erau numai noroaie și uite, astăzi e o stațiune. E un lucru excepțional că alături de Beclean se dezvoltă această stațiune cu beneficii reciproce și pentru oraș și pentru stațiunea în sine. Un lucru pe care iarăși vreau să-l menționez, faptul că Nicolae Moldovan dezvoltă servicii integrate. În Beclean, și datorită acestei zone, se dezvoltă o componentă de servicii sociale excepționale. Copiii care au fost instituționalizați în fosta casă de copii au acum 7 căsuțe de tip familial, sunt 84 de copii acolo, cu autobuzele electrice care sunt ca niște jucării, le vedeți pe străzile Becleanului, sunt duși și aduși de la școală și avem promisiunea, dacă suntem cuminți și ne integrăm bine cu reguli în căsuțele de tip familial, așteptăm și noi cu nerăbdare aceste două proiecte pe care primarul le va finaliza și care cu siguranță vor fi extrem de utile pentru, în primul rând, pentru acești copii, pentru toți cei care au nevoie de recuperare, de consolidare a problemelor medicale și nu în ultimul rând pentru ceilalți cetățeni ai județului. Și nu în ultimul rând, suntem mândri de Nicolae Moldovan pentru că demonstrează că se poate. Într-o lume în care toată lumea e tentată să invoce scuze, să își caute tot felul de lamentări de ce n-au reușit una sau alta, Nicolae Moldovan a demonstrat că se poate să dezvolte și să crească frumos și integrat orașul Beclean. Becleanul nu-l mai recunoști. Becleanul e greu de recunoscut. Da, cu siguranță e unul din orașele județului care s-a dezvoltat foarte frumos într-un județ care la
rândul lui crește și se dezvoltă. Mulțumim! Uite, pentru că ați vorbit așa frumos, ca la catedră, ce ați predat? Fizică. Oho! Nănașul vechi, Dumnezeu să-l ierte de a murit, ne-am dus la Rupea și acolo primarul era, a fost profesor de educație fizică. Și zice, educație fizică. Și zice, dumneata, eu fizică, fără educație. Uitați, din partea firmei Creator, editura Creator din Brașov, din mai multe, un grup de firme acolo, Libris, ne ajută și uite, vă facem cadou un CD și două cărți. Știu că dumneavoastră sunteți citite, dar le veți citi și pe asta. Vă mulțumim. Da, mulțumesc mult de tot și vă mai așteptăm în județul nostru cu mult drag. Venim numai să ne chemați. Acum, uite, ca să arătăm că nu ne-am enclavizat în județul Bistrița Năsăud, din Harghita, din părțile Topriței, la Sărmaș, acolo, vine Ioan Cristian Țăran. Și una de-ar veni primăvara, frunza verde și una de-ar veni primăvara. Să-mi florească florile, să ieșim cu oile, să-mi florească florile, să ieșim cu oile. Hăi, hăi, sus la muntile din te ascundem iorile pas, sus la muntile din te ascundem iorile pas. Iarbă verde și trifoi, cum să facem munți la noi? Iarbă verde și trifoi, cum să facem munți la noi? Sus la munte, iarbă deasă, da mândruța-mi acasă. Sus la munte, iarbă deasă, da mândruța-mi acasă. Ni dragoi le-a păzit, da-i duc dorul mândri. Ni dragoi le-a păzit, da-i duc dorul mândri. Hăi, hăi, de-ar și mândra sus la munte pe mine să mă ajute. De-ar și mândra sus la munte pe mine să mă ajute. Să mă-ntorcă oile, eu să-i sărut buzele. Să mă-ntorcă oile, eu să-i sărut buzele. Vine, mi-oi lua mândra cu mine. Da la vara care vine, mi-oi lua mândra cu mine. Să steie cu mine la stână, să-mi deie oile strungă. Să steie cu mine la stână, să-mi deie oile strungă. Hăi, hăi, sara pe când să se culce, mi-a dat o guriță dulce. Sara pe când să se culce, mi-a dat o guriță dulce. Alta mai spre dimineață și pot și cioban o viață. Alta mai spre dimineață și pot și cioban o viață. Cristi, drum bun acasă. Bă, dacă mai stai, bem o apă minerală. Cristi, dacă l-ați recunoscut, face emisiuni la TVR Târgu Mureș pe TVR3, Cântec și Poveste și alte emisiuni. Nu mai știu care le face acum. Bun, mulțumesc. Oameni buni, lângă mine este domnul inspector general al învățământului din Bistrița Năsăud. Am zis bine? Da, perfect. Domn profesor? Perfect. Cristian Nicula. E, domnul profesor. De la profesor la profesor, că și Da, bun, mulțumesc. E, dar acum noi să stăm pe lor repaus, pentru că, uite, îl avem la telefon pe ministrul, că se tot schimbă titulaturile astea, știi, și eu citesc de aici, investițiilor și proiectelor europene, domnul Marcel Boloș. Vă mulțumim că ați răspuns invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumim, domn ministru. Acum eu o să fiu așa, ex abrupto. Ați văzut ce laude i-au tras invitații domnului Nicolae Moldovan, primarul de aici, orașului Beclean. Spuneți-ne dumneavoastră, cu ce-i deosebit orașul Beclean din punctul de vedere al ministerului pe care îl conduceți? Întâi de toate, orașul Beclean este un model de dezvoltare a orașelor în România, pentru că domnul primar și administrația pe care o conduce dumnealui au aplicat pentru accesarea fondurilor europene și aceste proiecte pe care noi le finanțăm la Beclean sunt gândite astfel încât să aibă efect sinergic, fie că discutăm de
investițiile care sunt în centrul de agrement, în centru social, în coridoarele de mobilitate urbană sau până la eficiența energetică a blocurilor, toate acestea sunt exemple de bună practică. Domnul primar, având un portofoliu de proiecte de peste 25 de milioane de euro, cred că și mai mult, dacă bine îmi amintesc, pe care le implementează cu succes. Așa încât pe toți cei care sunt interesați de ceea ce înseamnă bună practică la nivel național, dar și de modele de dezvoltare a orașelor în profil regional, îi invit la Beclean să vadă cum se poate face treabă cu fonduri europene. Domnul ministru, scurt, clar și concis, dar vreau să vă întreb, cum vă simțiți în București, domnul ministru? Nu, chiar așa de acomodat cu condițiile de acolo, dar câtă vreme stau acolo încerc să fac treabă și să folosim banii cu cap pentru a asigura dezvoltarea României. Însă nu mă simt în largul meu, mă simt aici în regiune și sigur că de fiecare dată când mă întorc acasă e un prilej de bucurie și Dar să înțeleagă telespectatorii că nu faceți, nu aveți partipriuri neapărat între unii și alții, între primarii din Sud, din Moldova sau din Ardeal. Deloc. Au șanse egale pentru a se dezvolta și mai mult în această perioadă în care avem 80 de miliarde de euro la dispoziție pentru dezvoltare, dacă primarii nu o să arate nimic comunităților lor și oamenii nu o să simtă nici măcar un euro că s-a investit acolo din fonduri europene, apoi nu mai trebuie să stea în funcțiile respective, pentru că este o oportunitate istorică care e ratată, înseamnă ratarea șansei de dezvoltare a orașelor, a comunităților locale. Corect. A spus punctul pe ei. Vă mulțumim că ați intrat în emisiunea asta. Să auzim de bine că de rău am auzit destul. Mulțumim. Și tuturor celor care se implică în accesarea fondurilor europene. Foarte bine. Mulțumim. Să trăiți. Băi, aplaudați pe domnul ministru. Ne-a spus exact ce să ține. Acum nu mai pierd vremea. Uite, o să cântăm. Debutează în emisiunea noastră, așa, live. O doamnă frumoasă, ea de la Pladești se trage, da, e de-a noastră de aici, Cristina Beldean Mosuțană. E mâncare, ai la la la, că e munșelat pe tare, ai la la la. Ori nu-i oi, dar e băut, ai la 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 la. Ei că pe iute m-o vândut, ai la la la. Ca să pot trece pe-n lume, ai la la la. La mine, ai la la la. Să-mi beau mintea, n-am de gând, măi, ai la 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 la. Ai nici n-am de gând să-mi o vând, ai la la la. Că e moi, da, după lume, ai la la la. Oi trăi și eu mai bine, ai la la la. Ce-oi mai tăce, ai la 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 la. Ai că o să mă nu pui minte, ai la la la. Ai că o să mă nu pui minte. Ai o lumea nu-i îndrepta. Da mă tem că-i bătrâni, ai la la la. Și atunci mintea mi-a venit, ai la 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 la.
Ei, ce-i mai face atunci cu el? Ai, la, la, ai, la. Lasă vietea vini. Ai, la, 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 la. Ai, la ce-mi ne-a mai folosit? Ai, la, la, ai, la. Bine! Mulțumesc! Du-te liniștit că dă un suc, domn primar! Estimați telespectatori, iau un telefon acum că n-am luat, îl iau așa scurtisim, după care stăm de vorbă cu invitatul nostru. Alo? Alo? Până te hotărăști, domn profesor. Da, domn profesor. De când sunteți inspector general? Sunt începând din luna martie acestui an. Un pic mai tare ca să aud. Din luna martie. Deci sunteți proaspăt. Da. Proaspăt. Dar înainte unde ați lucrat aici? Înainte, da, am fost director timp de 11 ani la Colegiul Național Petru Lares și iar apoi deci profesor. Deci din Beclean? Da, da, da. A, sunteți beclenar sau cum se spune? Beclenar, da. Beclenar. Beclenar. Născut aici sau pe lângă? Nu. Doar am ajuns cu serviciu aici. Aici m-am căsătorit. Și a, deci sunteți trebuie... ca bărbatul de unde e nevasta, să știe. Nu? Da, da. Dar de pe Muncheară, de unde sunteți de pământ? Mama este de lângă Blaj, dintr-o localitate Bia, iar tatăl meu este din Târlișoa. Bun, așa, că iau telefonul. Alo! Alo! Bună ziua, cu mult respect, domnul Sergiu Vitalean Vaida! Da! Ne bucurăm că sunteți în orașul de pe Someș, Beclean pe Someș, mă numesc Leontin Buburuzan. Beclenar, da! Beclenarul, ne vă doresc multă sănătate, băile, figa... Niște băi speciale pentru noi telespectatorul, ne vă dorim multă sănătate tuturor beclenarilor, multe bucurii, dragoste în frunte cu primarul, da. Un om deosebit pentru noi beclenarii care este... Bine că nu-i campanie, că după aia nu mai făceam. Acum mai bine, acum se laudă, nu campanie, că atunci nu vă credem. Da. Așa este, ne bucurăm tare mult, salut cu mult drag toți oamenii orașului Beclean, sănătate multă tuturor prietenilor, interpreților de cânte popular, sănătate, bucurie, dragoste, viață lungă alături de ce drag. Mulțumim! Domn profesor, ziceți-ne câteva cuvinte despre învățământul, că îl cunoașteți foarte bine, din Beclean. Sper că îl cunosc foarte bine. Despre învățământ doar de bine, deoarece în infrastructura școlară s-a investit foarte mult, așa cum spunea și domnul ministru, da? Avem un campus școlar, o grădiniță cu un model preluat din Japonia. Cu unică, grădiniță japoneză, model? Unică în țară. Iar cu ce e aia deosebită? Dacă nu îl întreb pe primar când vine acum. Nu. Ce are grădinița aia deosebită? Deoarece este un model care îi face pe copii să se simtă în largul lor, da? Să participe la activități, să alerge foarte, foarte mult, fără să-și dea seama că își consumă atâta... Ei într-un program așa. Da. Da. Deci este o arhitectură specială preluată din Japonia. După japonez, da. Da, și mai sunt lucrări în derulare. La colegiu ce ați făcut? Că ați fost directorul colegiului, nu? Am muncit cât se poate, e bine, alături de colegi. Da, spuneți-ne, nu fiți așa modest, spuneți-ne, care-i treaba cu roboții, domnule? Cu robotica, pardon. Da, cu robotica... Credeam că nu discutăm despre da, robotică. Da, ziceți, ca să vadă că ce robotica produc... este vorba despre educație STEM, știință, da. Tehnologie, inginerie și matematică și copilașii din Beclean sunt la înălțime. De altfel, toți din țară sunt la înălțime, sunt acum peste 200 echipe de robotică în toată țara. Noi cumva ne mândrim că reușim să coagulăm aici la Beclean prin intermediul taberilor pe care le organizăm vara, și cumva să dăm un impuls educației STEM în România. Un centru care adunați pe lângă dumneavoastră acum. Ah, da. E modest, ca orice ardelean. Da, ăștia de la Bia, toți sunt modești, da. Da, da. Din Bia. Dar aveți copii? Da, am un băiețel. Ce vor să se facă când or fi mari? Păi el dorește IT-ist. IT-ist o să... Da, IT-ist ar face. Da. Asta este. Și doamna ce meserie are? Profesoră de limba și literatura română. A, sunteți profesor peste tot aici. Da. Ce lucrează în Beclean? Da, la Colegiul Național. Deci dacă ar fi să vă alegeți, să fiți acum la absolvire. Și să știți ce e Becleanul și acum știți și alte. Da, aș alege aceeași soție. Asta ați ales când ați venit aici. Da. Da, aș alege și aceeași meserie și aceeași... Da. Consolă. Bun. Mulțumim. Să nu uităm să-i spunem mulțam sponsorului emisiunii noastre. Restaurantul Chios din Cluj. Să-l aplaudați. Hai! Mulțumim! Dar auziți, dacă vă... nu o să fiți, că doar nu vă eternizați inspector general. Nu, sper să nu. Aș vrea să laud puțin administrația, deoarece nu doar în infrastructură s-a investit, este aproape de noi și prin intermediul faptului că
toți copiii de la care sunt activează aici ca și salvamari sunt recrutați din rândul elevilor. Da. Este da. Un caz unic în țară, cred, și poate fi preluat dacă și de celelalte administrații prin direcția de gospodărire a orașului. Ei sunt cei care împlinesc 16 ani, sunt angajați și lucrează pe perioada verii. Sunt niște copii mai harnici. Și mai, că am văzut și pe unde am fost noi tot studenți, copii, bravo. Vă dăm un cadou, ca să nu mergeți cu mâna goală. Nu vă uitați la cartea a doua, că e un titlu mai aparte, nu are legătură cu dumneavoastră, dar e interesant de citiți. Bine, da. Vă uitați, vi le dăm pe asta cu mare drag. Mulțumim, da? Mulțumim, domnul profesor. Și noi ne întoarcem și, oameni buni, ia să auzim noi doi țărani, de-ai noștri țărani, au fost țărani, și sunt cu mine în frunte, să-i aplaudăm pe frații Grigore și Ion Zăgrean. Să mai zic cu ce te rog, pui la ce-ai pe mâna ta, haide mă! Haide mă! Mândru zice ce te rog, zic băta duminica, când joacă ficioșe fete, însurați cu neveste, însurați cu neveste, mândra mea! Șapte ai nu mi uita, șapte ai nu mi uita, măi mândra mea. Așa te-o juca mândruță, până-i rămâne desculță, până-i rămâne desculță, mândra mea. Bine, mulțumim! Stimați telespectatori, lângă mine, senatorul locului, sau cum se zice? Așa se spune, sigur. Domnul Ioan Deneș, am zis bine. Ați pronunțat corect. De cât timp sunteți senator? Nu de atâtea mandate cât este domnul primar, al treilea mandat din 2012 senator. Ați fost și ministru? 2018-2019, un an și 9 luni, ministru al apelor și pădurilor. Da, frumos, bine că le mai avem asta. Domnul senator, eu o să folosesc apelativul ăsta de, și de obicei oamenii domn ministru acum. Da, domnul senator. Funcția pe care o am acum este asta de senator. Da. Ce ne spuneți despre Beclean? Sunt atât de multe de spus despre orașul în care practic am crescut de la 6 ani. Locuiesc de 48 de ani în Beclean. Și orașul Beclean este cel care m-a format ca personalitate, ca om, ca tot ce am realizat eu în viață. Și mă bucur că am văzut o evoluție pozitivă în ultimii 22 de ani. Pentru că dacă ar fi cunoscut telespectatorii cum arăta orașul înainte de anul 2000 și ar fi dat seama ce transformări majore s-au întâmplat în acest oraș, iar dintr-un oraș ca multe altele de altfel din nefericire din țara noastră, a devenit un brand din punct de vedere al stațiunilor turistice. Pentru că noi aici, unde faceți dumneavoastră emisiunea, este renumit Becleanu prin această stațiune, stațiunea Băile Figa, care, dacă vreți așa ca o curiozitate, se află la aproximativ 1,5 km de unde locuiesc eu. Când eram copil, da? Veneam aici și culegeam ciuperci de pe aceste dealuri. Deci vă dați seama ce transformare s-a întâmplat. Așa, acolo era nămolul. Era nămol și când tăiam porcii, da? Știți că este obiceiul ăsta de tăiatul porcului în decembrie, veneam să luăm slatină de aici, de la fântâna de la Băile Figa. Veniți des pe aici? Vin des, pentru că vă spuneam că locuiesc foarte aproape și îmi face o deosebită plăcere să privesc prin ochii adolescentului, dacă doriți, de acum 40 de ani,
transformările ce s-au întâmplat în Băile Figa în ultimii 12 ani. Pe aceste dealuri, v-am spus, era doar pășune, unde prietenii noștri din cartierul Figa, din satul Figa, care este un cartier al orașului, veneau, bineînțeles, și își pășteau animalele pe aceste pășuni de la Băile Figa. Se iau un telefon. Alo! 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 Da! Alo! Da! Hristos s-a înălțat! Adevărat s-a înălțat! De mult n-am vorbit cu dumneavoastră. No, ia să vă aud. Mă bucur că v-am prins. Are bine vă șade cu clopul acela, cu struțul acela. Păi trebuie să ai pe ce să-l pui. Da? Dar bine că sunteți de pe Valea Izei. Da, da. Sunt Rodica din Strâmță. Vai tu, bată-te norocul, Rodica, nu știam. Să mă bată pe tălul. Acum, astăzi, am intrat în direct, că nu v-am deranjat altă dată, dar vă ascult. Este ziua fiului meu, Ioan Cristian Bodran, da? Care împlinește o frumoasă vârstă, pot să spun, 46 de ani. O, bate norocul și pe el! Mulți ani frumos! Păi nu, ce să faci? Și mamă să ai bătrână și el aleargă după ani și el, așa ca pe mine. Și am crezut că... Da. Și am fost odată de 46, dar s-a dus. Fuse și se duse. Da. Mulți ani frumos. Aș dori, dacă se poate, ceva cântec. Se poate să cer un cântec, așa nume. Nu ți-l dau, dar îți dau acum un cântec, Rodică, mai mult pentru tine și după aia pentru el. De rămâi, cum se spune, bușbe, adică gură cască. Da. Bine? Numai să nu plâng. O să plângi, n-ai ce face. Te pup! Bine, te sănătate pup! Sănătate și Doamne ajută la toată lumea! Domnul senator, și noastră vă dăm un cadou aici. Interesant, s-a nimerit o carte, zice, doamna noastră țară, doamna noastră administrație. Bă, nici dacă cred că ăștia hoțomani care au ales cartea. Important că scrie doamna cu literă mare. Da, asta e important. Foarte, da. Mulțumim. Oameni buni, nu se poate, că n-am început, că zice, lucrurile cele bune se încep cu o rugăciune. Noi am lăsat mai încolo. Să vă uitați la copilul acesta. Să învățați și să mulțumim lui Dumnezeu că nu mai suntem în restricții. Aplaudați-o! Irina Urian! Numai ce și frumos ce mi-e.
fericit, ce-i smerit și frumos, ce-i milos și bogat, ce-i curat, ei sunt binecuvântați. Fericit cei smeriți și frumoși, cei miloși și bogați, cei curați, ei sunt binecuvântați. Bravo, Ilinuc, bravo. Să crezi mare, să te duci acolo să... Opa, opa. Să crezi mare, mulțam. Bua! Lângă mine este managerul spitalului din orașul Beclean. Salvați-mă! Bună, bună ziua, bine... Nu sunteți medic, nu? Nu. Din, da. Din păcate sau din fericire? Nu contează, cred că asta nu contează. Cred că nu-i greșit nici cum. Jurist, da? Jurist de meserie. Dați-mi voie prima dată să vă... Felicit pentru evenimentul organizat și mulțumim domnului primar pentru invitația făcută. Mulțumim. De cât timp sunteți manager? Sunt manager Spitalului Județean Beclean din anul 2017. Avem un pic de vechime. Și... Deci să înțelegem că ce s-a făcut asta, că am văzut că e modernizat ambulatorul, nu mai știu cum se cheamă. Ambulatorul integrat al spitalului. Este sub oblăduirea noastră. Bineînțeles. Cu ce bani? Cu fonduri europene. Doar ce ați vorbit cu domnul ministru, da. Și împreună cu administrația locală, noi suntem în subordinea autorității locale, primăria Oraș Beclean, am reușit să desfășurăm un proiect și finalizat de peste 2,2 milioane de euro pentru reabilitarea integrală a întregului corp de clădire al ambulatorului integrat. Ce înseamnă? Avem cabinete la nivel și standarde europene, dotări, aparatură medicală, ce să spun, la un spital orășenesc, că să ai un aparat CT ultra performant, personal care să-l opereze, zic că e o realizare... Doctori, aveți... Unde doctorii, stați mai rău cu acoperirea funcțiilor? Sunt într-adevăr anumite funcții, anumite specialități care sunt deficitare în întreaga țară. Deci, indiferent ce este ATI, da. Medicină de urgență, da. Sunt pediatrii, dar luptăm și ducem chiar o politică agresivă de publicare și de acaparare de personal, da. În sensul ocupării tuturor posturilor de medici. Cu suportul administrației locale s-a reușit chiar construcția unui bloc ANL doar pentru medici. Avem un bloc doar cu, adică locuințe pentru medici. Pentru medici, ceea ce e un mare plus. Unui cadru medical se oferă locuință, casă, masă, loc de muncă. E o chestiune. Și ce proiect aveți așa, cel mai apropiat acum? Acum dacă tot mă provocați, lucrăm intens la un proiect la care atât putem spune că valoarea estimată este de 10 ori valoarea ambulatorului pentru reabilitarea integrală a spitalului și construcție de corpuri noi pentru secțiile sau compartimentele care nu mai corespund din punct de vedere tehnic ce a fost acum 30 de ani cu ce ar trebui să fie. La zi. Proiectul estimăm, am spus, peste 25 de milioane de euro să ridice, lucrăm intens și pe o finanțare viitoare când se vor lansa noile ghiduri și vom vedea efectiv care sunt pașii de făcut, să depunem similar cu ce am depus pentru ambulatoriu, să obținem, să finanțăm și să realizăm. Da. Suntem o echipă și cred că împreună nu avem cum să nu-l gestionăm. Felicitări, ce să mai zici? Asta este. Așa. Și acum, dacă v-am bucurat
managerul spitalului. Eu vă îmbucur și vă rog să participați alături de noi să vedeți cum se juca la Șură în zonă, în Ceaba. Un joc la Șură, zegrenii din Ceaba. Haideți!
Cu cântăritul stau mai rău că s-a... Mă rog, asta este, s-au crescut kilogramele. Oameni buni, am o surpriză. L-am văzut prin lume aici pe domnul primar. Se prezintă singur, eu știu, e din Căian. Așa. Domn primar, cum vă cheamă? Bună ziua, mă cheamă Paul Știr, sunt primarul comunei Căianu Mic. Am crezut că vă chema Nicolae Moldovan, dar nu... Nu, Nicolae Moldovan are o legătură cu comuna Căianu Mic, soția dânsului este chiar din Căianu Mic. Doamna Moldovan e de acolo? Da, sigur. A, unde-i măritat, domnul primar? Deci e măritat la Căianu Mic, domnul primar. Dar și dumneavoastră aveți legătură cu Becleanu, din ce știu. Da, sigur, am o legătură cu Becleanu, mă leagă foarte multe lucruri frumoase de Beclean, pentru că eu aici am făcut liceul, la Colegiul Național Petru Rareș din Beclean, am foarte multe amintiri frumoase și știu foarte bine cum s-a dezvoltat orașul Beclean în timp, cum arăta în urmă cu câțiva ani și cum arată acum orașul Beclean. Contează administrația? Sigur, contează foarte mult administrația, implementarea proiectelor europene, atragerea de fonduri, pentru că dezvoltarea infrastructurii practic contribuie la înfrumusețarea orașului, a comunităților locale și ceea ce se face aici este un lucru foarte important și pentru comunitățile din jurul orașului Beclean. Băile Figa sunt un punct de atracție și pentru noi care ne situăm la 20 de kilometri de Beclean. Da, acum să vă spun ceva, să fie geloși unii primari. Domnul primar n-are viceprimar. Cum de n-aveți viceprimar? Păi așa s-a întâmplat, așa au fost rânduielile politice la momentul respectiv și am rămas fără viceprimar. Am un colectiv foarte bun și facem o treabă extraordinară. Dar cine vă spune noastră ce aveți de făcut dacă n-aveți viceprimar? Că ăsta e cu frânurile, cu accelerația, nu? Acum nu știu cu ce se ocupă viceprimarul, că eu nu am avut viceprimar niciodată. Da, bine, iau o dedicație, după aia vă las să plecați, bine? Alo! Bine, mulțumesc! Alo, alo! Alo! Da! Alo? Da! Alo? Da! Domnul Sergiu? Da, eu sunt, dar dați-vă televizorul mai încet. Da, și eu opriți în secundă. Asta, domnul Sergiu, prima dată trebuie să vă spun că vă iubesc. În sensul bun al cuvântului. Da. Băia, mulțumesc! Așa. Da. Bun. Da. Vă iubesc pentru tot ce faceți, pentru tot ce sunteți. Mă bucur de emisiunea asta deosebit de frumoasă de la Figa. Apoi, pentru prietena mea cea mai bună, vă rog frumos o dedicație cu drumul gării din Beclean, dacă este. E, lasă că îl aduc după aia lângă mine. Este drumul, dar acum face autostradă pe aici. Bine. De unde ne-a sunat? Din Deș. Eu sunt din Deș. Din Deș, din Deș? Din Deș. Și prietenul ei e beclenar. Eu mâncat drumul gării din Beclean. Da, l-o lăsa fără suman. Bine, mulțumesc, să rămână. Toate cele bune. Oameni buni, să-l aplaudați. Este veteran al cântecului popular din Bistrița Năsăud. Petre Petruse! Mândra mea, să mă las de-au tău iubit, mai mândra mea. Dar inima mă toarnă iară, s-o mai ducem până la vară. Dar la vară când cucul cântă, mândra mea, ieși afară și-l ascultă, mândra mea. Dar de-a cânta dacă-s altul în locul meu. Ori mai stai dacă-i putea, da, mândra mea, până cu va mai cânta, da, mândra mea. Că apoi te las în ziele, cu cușpate ca un pene. S-a cântat cucul bine, mândra mea, ia s-ai neși puși cu mine, mândra mea. Păi de-a cânta pe măgeran, domn mai iubit un an. Dar încun am și o vară întreagă, că de nimeni ai fost dragă.
Bravo, Petrica! Băi, te rog frumos să vii până la masa oficială. Te rog frumos să vii. A văzut, aia mică a venit cu flori. Băi, mulțumesc că ești veteranul. Așa. Domn primar, felicitări, că noi pe ăștia care sunt mai... Și atenție! Noi suntem la masa pătrată, Petrica. Ia uite, noi așa să ne blocăm un pic aici. Noi la masa pătrată. Cum era una, bă, cu cavalerii mesei rotunde? Dites-moi en français, je vous prie. Cheval de la table ronde, goutonnois, si le vin est bon. Cheval de la table ronde, goutonnois, si le vin est bon. Ah, eu știam, allons voir, știam eu. Goutonnois. Goutonnois. Să vedem dacă e bun. Îl gustăm să vedem dacă e bun. Hai să, încă o dată. Cheval de la table ronde, goutonnois, si le vin est bon. Cheval de la table ronde, goutonnois, si le vin est bon. Goutonnois, oui, oui, oui. Goutonnois, non, non, non. Goutonnois, si le vin est bon. Goutonnois, si, si, si. Goutonnois, non, non, non. Goutonnois, si le vin est bon. Mulțumesc! Vă rog să nu furați repertoriul, domnule. Să nu furăm de bun. Care? Asta e dumneavoastră. Hai, am vrut să spun că el cânta, știi? Și era, avea într-un loc și zice Jean Boara, știi? Și era Jean Boré și râdeam, știi? Bun, oameni buni, la masă la noi după cântarea asta, bă, dacă e cineva la telefon, să mi-l dai, dar înainte de asta să nu uit să mulțumesc sponsorului emisiunii, restaurantul Chios din Cluj. Să vă ție Dumnezeu, că atunci ne ține și pe noi. Bine, la masă la noi a venit, avem conducerea. Hai că iau telefonul că după aia am vreme de vorbit. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua! S-a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Sunt Ochița Botiș de la Dej și da. Domnul Baida, vreau să vă mulțumesc că ați invitat Cebeni la dumneavoastră. Da. Pentru că este un mare medicament și un cel mai bun medicament pentru fratele meu, Aurel Bodejan. O, bată-i, prietenul meu, Aurel. Uite, vă aplaudați, unde e Aurel? Băi, s-a întâlnit cu vărul tău pe aici, prietenul meu, și nu știu dacă e apt acum, da. Da. Bine. Da, și vă mulțumesc frumos. Mulțumim și noi de telefon. Bine, să fii iubită și la noapte. Bine. Fericită. Mulțumesc. Am la masă, eu tot spuneam, că în orice juc trag doi. Doi cai, doi cu doi, nu vă gândiți la rimă, totdeauna. Deci, acum, avem primarul și viceprimarul. Cum vă cheamă, domnul viceprimar? Bună ziua, domnul Vaida. Numele meu este Bogdan Rusu. Sunt viceprimarul orașului Beclean. Băi, nu ți-ai schimbat numele, domn primar, acum, de când cu Ucraina, nu? Mă bucur tare mult de fugit, ai văzut? Prezența dumneavoastră aici, băi, de vreme frumoasă și de aceste minunate cântece. Mă trag și din localitatea Malin, din județul Bistrița Năsău, peste deal, de cebenii noștri frumoși de aici, și soția mea, tot din comuna Căian, așa cum vorbea și antemergătorul. Mai are cineva de acolo, da? Da? Da. Foarte frumos. De cât timp sunteți viceprimar? De un an și jumătate, de la ultimele alegeri locale. Aha, deci da. E proaspăt acum. E proaspăt. Întotdeauna o administrație trebuie să fie coordonată de Consiliul Local și Consiliul Local hotărăște întotdeauna alegerea viceprimarului. Da, deci cine e împotriva și primarului, ca să știu. Nu se pune problema. Nu, că am văzut că vă înțelegeți bine. O administrație așezată și cu reușite, o condiție a reușitelor este să găsești un echilibru administrativ. De-a lungul anilor în care am fost primar orașului, întotdeauna am avut o colaborare și pot să spun că aproape toate proiectele de Consiliul Local au fost votate în unanimitate, fiindcă am adus doar lucruri pentru a transforma în bine această comunitate. Domn primar, să traduc, eu am zis că în fiecare juc trebuie să fie doi, adică să tragă în față, ca așa să compun forțele bine. Deci nu resteu. Foarte frumos. E o Bravo. Condiție. E o condiție ca să poți progresa. Dar înainte de a fi vice, unde ați fost, domnul? Am avut mai multe joburi înainte. Am lucrat și la Consiliul Județean. Aha, deci aveți experiență. Am lucrat și manager de proiecte IT la fabrica Leonii de la noi din județ. Da, ați trecut adică prin administrație și prin funcții de conducere. Am trecut prin administrație și înțeleg că administrația este un lucru care nu se termină niciodată și în care este nevoie de multă implicare. Și în care este nevoie de colaborare strictă pe proiecte, pentru că, iată și ce vedeți dumneavoastră aici, stațiunea Băile Figa, un,
o stațiune etalon, nu numai a județului, cât și a Transilvaniei. Mulțumim și domnului primar pentru lucrul acesta și colaborării pe care a avut-o de-a lungul anilor cu Consiliul Local Beclean. Da. V-am văzut că vă înțelegi bine, chiar că să înțeleg bine, deci să știi că de-aia merge treaba bine, că dacă ați trage fiecare într-o direcție, unde lucrează soția? În orașul Beclean. Ah, deci ați adus-o la oraș. Am adus-o la oraș. Dar care a fost cei mai greu, vice sau director, manager la o firmă? Acum, responsabilitățile sunt multe și depinde... Aici mai primește altul bolovan înainte? Acolo le luați direct? Depinde cât de mult șefi ai peste. Am priceput, gata, numai. Uite, oameni buni, o să cânte o fată frumoasă, este studentă la Cluj. Să o aplaudați cum se cuvine, că e prietenă cu mine, Florina Bălan! Să-i bade că-i vini numai ca să-mi vezi ochi și să poți noaptea dormi, la 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 la. Așa s-o cimnei și-i vers, când te uiți în ei te cerzi, cât e leză și tu le crezi, la 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 la. Oci ca mine o prea mult e vers, ca bradul din la munte și ne vede să nu-i uite, bade, bădișor. Îs făcut să nu greșească când aleg și să iubească, nimeni să nu-i șeluiască, bade, bădișor. Satani mănui și mie nu vrei să-mi spui la 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 la. Dar să știi, bădiță, bine cu mine, nu te pot spune că nu-mi pun mintea cu tine, la 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 la. Poci că mine o prea mult e vers, ca bradul din la munte și ne vede să nu-i uite, bade, bădișor. Îs făcut să nu greșească când aleg și să iubească, nimeni să nu-i șeluiască, bade, bădișor. Joc, bade, când mă iei, te uiți numai-n ochii miei și-ai dat lume pentru ei, la 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 la. Nu ești tu stăpân la lume și-a mea inima-mi spune că grăiești numai să sune, la 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 la. Poci că mine o prea mult e vers, ca bradul din la munte și ne vede să nu-i uite, bade, bădișor. Îs făcut să nu greșească când aleg și să iubească, nimeni să nu-i șeluiască, bade, bădișor. Sărutat, la cât-ți vin sara la garde, la 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 la. Mi-o făcut măicuța ca să văd cu ei lumea și unie-mi dragostea, la 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 la. Poci ca mine o prea mult e vers, ca bradul din la munte și ne vede să nu-i uite, bade, bădișor. Îs făcut să nu greșească când aleg și să iubească, nimeni să nu-i șeluiască, bade, bădișor. Mulțumim! Auziți, dar fostul vice unde e? E prietenul nostru și el. Oi, aici aproape. Întotdeauna... E consilier acum, ce? Colaboratorii, da, consilierul personal al primarului. Da. Întotdeauna... Deci aveți doi vice, adică cu experiență, da. Avem... Da. Totdeauna o administrație trebuie să ai o bună colaborare. Nu se face de o singură persoană, se face în echipă. Și nu numai, cam toți funcționarii publici, colegi, sunt undeva prin public. Îi văd aici și este o mare bucurie să avem oameni și o echipă destoinică care lucrează foarte mult, pentru că fiecare proiect care îl derulăm înseamnă foarte mult muncă și, de ce nu, și responsabilitate. Da. Domnul vice, aveți de gând să stați mult aici sau candidați la Parlament? Că de obicei ăștia tineri stau un pic și pleacă. Experiență, că experiența-ți prinsă acum. Acum, beclenar fiind, de aici sunt, o să stau toată viața, sper, în zona orașului, da, Beclean. Vedem, da, exact și locația, da, viitorul foarte care... Bine, da. Oameni buni, atenție! Un cântec care îmi sună mie, le sună multora,
interpretat de un bun prieten al meu, a venit cu un grup din formația Someș Orchestra a lui, sunt acolo, să-l aplaudați că-i băieții toată... Ei, fiți atenți ce spune textul acesta și notați! Felix Galan, hai! Eu în rai nu voi intra, e la poartă morți pa. Eu în rai nu voi intra, e la poartă morți pa. Du-te acasă, măi creștine, ai lai la lai lai la, Sfântul rai nu-i pentru tine. Sfântul Petre în cartea sa ne-a citit ce-o-i merita. Sfântul Petre în cartea sa ne-a citit ce-o-i merita. Citească-n viața toată, ai lai la lai la la, dar numai să nu mă bată. S-a duce și mândruța și de Petre s-a rugat. S-a duce și mândruța și de Petre s-a rugat. S-a rugat, s-a spovedit, ai lai la lai lai la, că de ea că la prostimă. O citit Petre din carte, că sfârșitul nu-i departe. O citit Petre din carte, că sfârșitul nu-i departe. Și-o prinsa să-n ghesui, ai lai la lai lai la, popă și călugării, mă. De să-n iasă tătașe, ai lai la lai lai la, noi ceilalți nu mâncăpem, mă. Bravo, măi! Ați observat? O prins a să-n ghesui popii și călugării. De să-n iasă tătașe, noi ceilalți nu mâncăpem. Da, așa. Uite, să trimit o dedicație înspre Adelina Bârea. Locuiește în Alba Iulia. Este fata unui coleg de-al meu, generalul Vasile Bârea. În 23 mai și-a avut ziua de naștere și eu, bălălău cum sunt, am uitat să dau atunci. Acum îmi cer scuze, mai bine mai târziu că vine. Iau un telefon foarte scurt. Alo! Bună ziua, Hristos s-a înălțat! Adevărat s-a înălțat! Felicitări declenarilor! În special domnului Moldovan, da? fostă vecină cu domnul Moldovan. Aha. Nu-mi spun numele, că nu este frumos. Vecina de lângă tine totdeauna îți prinde bine, da? Exact, da. Așa. Mult succes și aș dori și eu o dedicație foarte, foarte specială pentru doamna Florica, de peste linia ferată. Așa, da? Drumul gării din Beclean, dacă da. Sper să o dați astăzi, lasă, domnul Valdea. După ce-l gata, îl dăm. Bine, vă că pupă! Beclenarii îl merită. Bine, mulțumim. Uite, îi dau domnului vice un cadou. Că acum v-am cunoscut și nu vreau să spun că ne-a scăzut cu tron, că înțeleg România altceva. Așa, că domnul primar, ziceți două vorbe de finalul emisiunii. Sigur, vă așteptăm începând de astăzi, de mâine. Băi, Felix, hai încoace! Fiecare zi vă așteptăm la Băile Figa pentru cea mai bună relaxare. Și mai ales că imediat încep vacanțele să relaxeze, că aici administratorul stațiunii, domnul Aurel, și cu tot personalul vă așteaptă în cele mai bune condiții să aveți această relaxare de vacanță. Uite, și noi ne facem datoria. Ia, un drumul gării din Beclean pe gol, așa, ia. Pe drumul gării din Beclean, m-o lăsat fără suman. Drumul gării m-o pus bine, de n-am că merge pe mine. Hai, hai, inimă, hai. Lasă-o fără bis, că e mai scurtă. Te pupa. Nu știu, tătă. Tătă, mulțumim. Du-te și joacă acolo. Oameni buni, am ajuns la final. Zice și dumneavoastră un cuvânt frumos, așa.
Vă mulțumesc foarte mult. Sunt onorat că fac parte de această emisiune pe care o urmăresc, vă spun cu sinceritate, de foarte mult timp, de foarte mulți ani. În fiecare duminică după biserică ne uităm pe TVR2 la domnul Vaida, vine Clujul pe la noi. Astăzi ați venit la Beclean și vă invităm cu mare drag de multe ori de acum înainte. Vă mulțumesc! Să nu, Felix merge la nuntă acum, domnule. El se duce, nu a avut azi nuntă, de-aia a putut veni azi. Dar atenție, de când cu criza asta, stimați oameni, vă mulțumesc că ați fost foarte înțelegători și ați dat dovadă de civilizație, chiar vorbim, și ne-ați lăsat să ne producem cum vrem. La nuntă mai nou, când zice starostile, fii atent, s-a schimbat acum de când cu criza asta, sar prețurile în sus. Vă dați, asta este. S-au mărit prețurile în aprilie, că au intrat rușii în februarie. Da, mă rog, asta e altă treabă. Atenție, zice starostele. De la nașu pentru fină, un butoi de motorină. Alte strigături. Oameni buni, am ajuns la final. Vă mulțumesc. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Și nu plecați că încheiem cu un dans frumos, așa cum ne stă nouă bine. Oameni buni, rămâneți optimiști. Lăsați-ne încolo supărări, că toate vin și toate trec. Cel de sus, nu cei de sus, cum v-am mai spus. Și nu uitați să rămâneți optimiști, că suntem noi săraci, dar nu suntem proști. La bună vedere! Hai!